Marile Mistere. Ne pasionăm cu toții de civilizațiile precolumbiene. Ideea că, dincolo de Atlantic, exista o lume contemporană evoluând aproape în același ritm, chiar dacă pe căi diferite cu istoria noastră, că Europa nu era chiar buricul pământului, e fascinantă. Probabil și în subsidiar, ne întrebăm și cum se face că, dacă America a fost populată de Homo sapiens prin strâmtoarea Bering și prin Alaska, de ce s-au dezvoltat aceste civilizații pe continentul sud-american, în timp ce în America de Nord nu s-a coagulat nicio formă statală. S-a scris și s-a vorbit mult despre asteci, pentru că spaniolii au dat nas în nas cu ei, debarcând în America. Despre maiași, pentru că ne-au lăsat un calendar care încă mai turmentează mințile rebele. Despre incași, pentru că au construit cetăți în locuri atât de improbabile și au dispărut atât de misterios. Dar toate acestea nu sunt, de departe, cele mai vechi civilizații. O enigmă rămâne încă nerezolvată și dă multe bătăi de cap arheologilor și istoricilor, specialiști în speculații care ți jură cu mâna pe inimă că egiptenii, abia ieșiți din epoca de piatră, au construit cele mai fenomenale monumente, închizând în arhitectura lor toată matematica pe care europenii o vor descoperi mii de ani mai târziu, doar pentru că într-o bună zi, acum 4500 de ani, s-a născut un tip care avea talent la arhitectură. Dar nu despre egipteni vorbim azi. Despre ei vom vorbi în multe, multe alte episoade. Vom vorbi despre Olmec, localizare Mexicul de azi. Siturile olmece descoperite până în prezent ne arată că în 1500 înainte de Hristos, deci acum 3500 de ani, civilizația lor era deja dezvoltată. Olmecii sunt contemporani așadar cu micenienii și, în orice caz, anteriorului Ramses al II-lea. Interesant este însă că această civilizație pare să fie apărut de nicăieri. În 1500 înaintea erei noastre, olmecii aveau deja o civilizație dezvoltată, ca și cum, la fel ca genialul arhitect egiptean Amenhotep, s-ar fi născut deja cu știința infuză. Nici o urmă despre evoluția acestei civilizații, să zicem de la primele vase de ceramică până la megaliții pe care i-am descoperit. Care sunt artefactele care ne-au condus la descoperirea lor? Sculpturi uriașe, în principal capete megalitice colosale de până la 20 de tone, sculptate într-o piatră care, ați ghicit, venea din cariere aflate la cel puțin 100 de kilometri și pe care olmecii l-au deplasat, nu se știe prin ce tehnică. Șaptesprezece astfel de capete au fost scoase la lumină până în prezent. Dar descoperirea civilizației olmece este foarte recentă. În 1853, un țăran a dat din întâmplare peste calota unei statui scufundate în pământ, iar primii arheologi au extras-o abia în 1862, iar prima misiune științifică a fost pusă pe picioare abia în 1945. Dar dimensiunea, tehnica, transportul acestor megaliți nici măcar nu este cea mai mare enigmă. Misterul vine din morfologia acestor capete, care reprezintă tipologii africane sau asiatice. Nimeni nu traversa Atlanticul la vremea aceea. În orice caz, nu exista nicio urmă că această tehnică ar fi fost stăpânită la vremea aceea, la care corăbile străbăteau cu greu distanța între două insule grecești. Există o verigă lipsă. Olmecii ne-au mai lăsat și câteva piramide. Cea mai impozantă are 50 de metri înălțime și volumul se apropie de 8500 de tone. De acord, nu e chiar piramida lui Cheops,
Dar ciudat această pasiune pentru piramide la civilizații care nu aveau niciun mijloc de comunicare, în orice caz până la proba contrarie. Nu știm care era funcția acestora, ignorăm complet religia și ritualurile olmecilor și, la urma urmei, suntem siguri că statuile și piramidele datează doar din epoca olmecilor sau sunt chiar mai vechi. Așa cum presupunem uneori despre piramidele gigantice din Egipt, poate că aceste artefacte au fost lăsate în urmă de alte civilizații de-a lungul mileniilor și doar luate în posesie de olmeci. Spuneam mai devreme că alte capete reprezintă o morfologie indubitabil asiatică. Cum așa ceva? Care au fost modelele pe care le-au utilizat olmecii? Sau, pur și simplu, cine erau olmecii și de unde veneau ei? Adevărul oficial pare din ce în ce mai dubios, iar îndoiala din ce în ce mai legitimă. Există câteva obiecte artistice de mai mici dimensiuni sculptate în jad, dar și, să nu vă mirați, o scriere grafică, nedescifrată încă. Într-unul din basoreliefuri apare și celebra gentuță pe care o regăsim în basoreliefurile egiptene, sumeriene și chiar pe megaliții de la Göbekli Tepe. De asemenea, un calendar care a fost preluat și perfecționat de maiași, civilizație care apare în ultimele secole de existență a olmecilor. Însă totul pare să se învârte în jurul puterii, de la reprezentările grafice de acuplări cu jaguari care dau naștere unor copii jumătate om, jumătate jaguar, la reprezentările din jad descoperite în jurul megaliților. Ca să rezum acest capitol rezervat olmecilor, nu știm cine sunt, nu știm de unde vin, nu știm ce cunoștințe deținea civilizația lor care folosea scrisul, calendarul stelar și cifra zero. Era un popor sau un amestec de popoare venite din Asia, din Africa sau cine mai știe de unde? Și dacă da, cum? De ce? Unde au dispărut, lăsând în urmă doar simple capete megalitice și câteva piramide? Au inventat sau doar au transmis știința unei civilizații mult mai vechi, ale cărei urme se arată celor care vor să deschidă ochii pe toate continentele. Eu mi-am făcut o părere pe care am să vă o rezum într-o zi, după ce vom mai vizita câteva artefacte imposibile ale istoriei și vestigiile unor civilizații dispărute. Nu vreau să vă influențez opinia pe care sunt sigură, fiecare și-o face ascultând tot ceea ce vă povestesc aici. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.